comandat de câțiva ani de zile. Alexandra era o persoană minunată, o colegă nemaipomenită, o prietenă foarte bună, o dansatoare extraordinară. Era sora noastră mai mică, cum ne place nouă să-i spunem. Alexandra a început să danseze în ansamblul folcloric Dor de Romanați pe vremea când era doar o puștoaică de 6 ani. Și încă de atunci i-a încântat pe toți cu felul ei de a fi, cu optimismul și cu glumele ei, care erau întotdeauna reușite. Era mereu cu zâmbetul pe buze și se bucura de fiecare clipă din viața ei. S-a dus fericirea aia când veneam acasă și le auzeam că jucau, chivuiau, amândouă. Nu că erau surori, erau și prieteni. Spuneau tot, dormeau amândouă. Când ați vorbit ultima dată cu ea? La petrecerea colegului. A făcut 18 ani, a avut 2-3 săptămâni. Și acum ne-am întâlnit cu toții. Am fost toți colegi de ansamblu, colegii invitați de... Cum era ea atunci? Foarte veselă. Copii normal, deci eram exact cum suntem noi, cum sunt ei, de obicei. O petrecere perfectă, o petrecere fără deranjuri, fără scandal, fără băutură, fără nebunii, decât distracție foarte bună, mai ales că a avut colegul Lăutar. Când a fost această petrecere? Duminică? Ce dată a fost? 5 iulie, vineri seara. De cât timp o știți cu Alexandra? Bine, nu ar. Liceu, dar în clase diferite. Ce amintiri ai tu cu Alexandra? Păi avem foarte, foarte multe amintiri, peste tot. Am fost mereu împreună, oriunde, petreceri, aniversări, peste tot.